Continuăm jurnalul. De mai bine de 30 de ani, Asociația Studenților Creștini Ortodoxi organizează în perioada Postului Mare conferințe pe teme duhovnicești. În 28 și 30 martie, tinerii sunt chemați la noi dezbateri legate de rugăciune și căsătorie. Conferințele care urmează a fi susținute la sfârșitul lunii martie îi au invitați pe părintele conferențiar Gheorghe Holbe de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, și pe părintele Nicolae Tănase, fondatorul Centrului Social Provita de la Valea Plopului. Temele de anul acesta se leagă de contribuția Sfântului Simeon, noul teolog în practica rugăciunii, precum și de chemarea la împărăția lui Dumnezeu prin Sfânta Taina a Cunoniei. Părintele profesor dr. Gheorghe Holbea va susține o conferință intitulată Imnele Sfântului Simeon, noul teolog, icoane ale rugăciunii. Conferința va avea loc în sala de conferințe a Protoieriei Sectorului 3, începând cu ora 18, marți 28 martie. Joi 30 martie, începând cu ora 19, la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București, va avea loc conferința susținută de Părintele Nicolae Tănase, intitulată Căsătoria, chemare la împărăție. Cui se adresează aceste conferințe? Conferințele se adresează în mod special tinerilor, dar desigur că oricine își dorește să participe este binevenit. La finalul conferinței susținute de părintele Nicolae Tănase, Ascor va organiza o colectă prin care participanții vor putea contribui la susținerea activităților filantropice desfășurate de Asociația Provita.